cel mai de jos, maestru al meu, era venit de la minus 50. Asta înseamnă de ce să stai cel mai mare, o să înțelegeți mai mult. Asta înseamnă karma grea. Foarte grea. N-aș fi reușit să fac din ortodoxie să ajut o asemenea persoană. Pentru că avea nevoie de lumină acum. Până să roagă, tai ca popa, până îi dă lumină cu lingurița, până când... Da. Dacă stai să-ți dea lumină cu lingurița la fiecare Paște, îți trebuie 50 de ani să rugi. Atunci o echivă această capacitate de a deschide centrile, e ca un botez la pe lumină. Adică e ca și cum la fiecare inițiere omul s-ar boteza din nou și s-ar mai da un pic acces la lumină. Noi nu suntem învățați că avem acces la lumină prin botez. Noi nu suntem învățați să putem să ne conectăm la sursa de lumină prin la Duhul Sfânt, prin intermediul crucii. Toată lumea spune că vină la biserică. Este o prostie. Nu asta. E important să ții lumina de la biserică. E important să te ajungi să ții lumina când ai nevoie de ea. Pe ce fac? Dacă e tata popa în vacanță, că e trecut de 8 seara și biserica e închisă ceva. Că biserica e ca prozarul, se închide. La ora de, o să oblăm, nu ai. N-au serviciu non-stop. Doamne, Doamne, intră în vacanță. Și atunci, ai nevoie de lumină, nu-ți poate și nu te învață ea. Bine, eu mi-am dat seama că nici măcar ei nu știu. Deci, inițial credeam că ascund, că sunt... merg pe time. Dar au ascuns atât de bine time-ele, că nici ei nu le mai găsesc. Și nu înțeleg că, de fapt, au acces la lumină și pot să ai acces la lumină prin intermediul cruci. La orice oră, nu zici din nou, numai că nu știu. Și practica, urmă este că practica Reiki te face să înțelegi până la urmă ce creștință. Că la un moment dat folosești și-o cu Reiki, alea. Și la un moment dat, ce se folosește? Dacă poți să folosești unul singur, care să fie ok, universal. Dar de ce să folosești în sisteme, în simboluri? Că sunt vreo este nu știu cât de simbol. Păi nu mai până le învăț în ea. Așa folosești unul singur și m-am conectat cu tine și la revedere. Dar vedeți, nu se știe. Și mi-am dat seama că, de fapt, Reiki-ul ăsta, de fapt, le descoperă o cale pierdută. Calea că nu uită. Adică, la noi s-a fost atât de mult pre-spiritual, că s-a pierdut, de fapt, ceea ce era cel mai important, accesul la lumea. Și oricine, orice creștin prin care la Sfântului Botez, când se pune pe cetea Duhului Sfânt, se pune la mirungile de la Botez, în momentul respectiv, de fapt, se dă acces la lumină. Și asta e tot. Și noi, de fapt, deci, Reiki e foarte util ca să redescoperim pe noi creștini. Să redescoperim, de fapt, crucea, lumina, Duhul Sfânt. Și asta e tot. Deci, încep să ne înțelegi deja pe totul lumea spirituală. Și atunci este foarte util Reiki, chiar dacă pare am auzit maestru de la Reiki care a spus că Reiki-ul e apărut alte sisteme mai noi. Da, dacă ai o bază, poți să înveți absolut orice tip de matematici. Corect. Dacă nu știi plusul și minusul, degeaba te duci. Și apoi Reiki-ul este o bază foarte bună pentru început. Și vreau să vă spun, indiferent cât de înțelepți sunt, mai vin și entități spirituale foarte înțelepte la întrupare, ele trimis să facă de ei. Dacă sunt deștepte, fac. Dacă sunt prea înțelepte, nu fac. Și au o gorima. Pentru că, cum vă zic eu, detaliile, știți, viața e făcută în detalii, din detalii. Și dacă pierzi din vedere anumite detalii, la un moment dat ești obligat să te întorci. Și pietricele alea, detaliile astea sunt de multe ori cele mai importante.
Iar în practica spirituală, pentru că la un moment dat se ajunge nu la confruntare, la examen. Iar practica spirituală e foarte importantă. În practica spirituală sunt foarte importante detalii. Baza. La un moment dat am dus la măștia. Cred că la Cluj. Și aveam un seminar. Și când au venit maestri, și de obicei maestri sunt foarte așa, la un moment dat, să fie foarte plin de ei înșiși. Și am avut un seminar de 2 ore, numai despre aplicațiile șocurăibile. 2 ore. Aveau ochii așa. Noi nu ne-am gândit la asta. Sorry. Eu, prin natura mea, mai altfel, mă gândesc ce pot să fac eu cu asta. Și cu un singur simbol, o să faci un răspăr. Numai că aici intervine și interesul personal. Stai și m-am gândit ce anume diferențiază oamenii. Priorități. Pentru mine, prioritatea clar a fost și va fi întotdeauna cunoașterea și practica spirituală, indiferent de natura ei. Indiferent de natura ei, pentru că practica spirituală poți să găsești în orice. Cum mă duc să fac arte marțiale, poate să fie practica spirituală. Cum mă duc și fac sex, poate să fie practica spirituală. Eu așa primesc totul. Ca o practică spirituală. Că te duci și dai la pește, poate să fie o practică spirituală. Absolut orice poate să se transformă la un moment dat în practică spirituală. Că gătești, se poate transforma într-o practică spirituală. Nu? Indiferent ce faci. Se poate să vă ajute să scoateți la suprafață probleme care se amănivă în interior. De ce? Pentru că în structurile voastre, în meridianele voastre, în centrii voștri energetici, există energii negative care sunt gânduri, sentimente, întâmplări din viața voastră care sunt stocate acolo. Fiind stocate acolo, din când în când, bubă, ies în afară, vă îmbolnăviți, etc. Ei, Reiki-ul, prin autotratament, vă ajută la un moment dat să faceți conștientizările. Să conștientizezi natura dezechilibrului din corpul meu, natura bolii mea. Aici poate la suflet. Și vă ajută să și le rezolvați. Că de-aia aveți ghid să vă adună pe care vă să scrie. În tot Reiki-ul o să vă ajute să creșteți și pe alții. Pentru că încep să-mi dau seama că eu nu pot să evoluez singur. Ca să evoluez eu, trebuie să-i ajut și pe cei din familia mea. Și neamul meu. Mă refer, părinți, bunici, etc. Dacă eu mă schimb, automat se schimbă și cei din jurul meu. Deci evoluția nu se face singur. Noi suntem interconectați. Schimbarea mea schimbă automat tot ce este în jurul meu. Iar dacă schimbarea mea este corectă, este veritabilă, asta este sensibilitatea pentru ceilalți oameni. Și când este sensibilitatea pentru ceilalți oameni, încep să caute și ceilalți. Bine, dar unde? Când mai urlă fiara în tine, mă duci pe covrau. Dar la un moment dat, când ai liniștit, încep să cauți și tu liniștit. Vrei să fii și tu liniștit. Încep să vezi, bă, dar ce-a găsit relat? De acum e liniștit. Și înainte nu era. Și încep să cauți acest lucru. În general, eu sfătuiesc oamenii cam ce au de făcut, pentru că făcând drumul ăsta, eu cam știu. Numai că totodată ne încurcăm în propriile noastre dorințe, atașamente, slăbiciuni. Dar nici măcar asta nu mai sunt de acord că
trebuie să lupți împotriva propriilor tale slăbiciuni. Nici măcar asta. E important să ți le accepti. Pentru că adoptai un efort inutil. Scădeai slăbiciunea. Și nu ce sunt pe principiu să-ți dezvolți mai degrabă calitățile decât să te preocupi foarte mult de defect. Bun, am înțeles. Sunt așa și așa. Perfect. Asta nu se pot schimba de azi pe mâine. Dar haide să vedem ce am eu bun în mine și merg pe partea aia și dezvoltăm ceea ce este bun în mine în perspectivă să știți că astea trag după ele și părțile mele mai puțin frumoase. După aia, faptul că se scoate la suprafață umbra din noi și că vrei, nu vrei, se pune în față și vrei, nu vrei, e ca un colț din ăla pe care îl vezi zilnic în oglindă și trebuie să te rezolvi. Până la urmă te ajută. Mă uitam, v-am zis, apropo de Reiki, au trecut niște ani în viața mea. Niște ani mai mult. Chiar că 13-14, cred. E, s-au produs schimbări majore. Și am văzut oameni schimbări. Și din când în când mai întâlnesc dintre cei din primele mele generații de maestri. Și surpriza mea, plăcută, este să-i văd că s-au schimbat mult. Și că am înțeles. Și pe și să ajut la rezolvarea karmelor de neam. Adică la mine la cabinet vin o grămadă de oameni aduși de copii care le-au murit, de părinți care le-au murit, de soți care le-au murit. Înțelegeți? Pentru că ei știu de dincolo cam ce ar fi bine să facă respectiv și iau de urechi și bâzele la cap până îi aduc. Și mă trezesc cu toată familia, dar e doar unul în trup. Înțelegeți? Și, de fapt, ei rămân ca și ghizi și știu ce ar trebui să facă pentru ca omul respectiv să evolueze din punct de vedere spiritual. Și mai e problemă, că în măsură ce omul respectiv evoluează din punct de vedere spiritual, evoluează din punct de vedere spiritual și ghizi. Adică ei sunt... Ce înseamnă ghizi? Ghizi pot să fie, efectiv, oameni, numai că nu mai au trup. Rămâne, efectiv, ca o hologramă. Ăștia sunt ghizi. Au personalitate, au defecte, au calități, au însușiri, au o grămadă de chestii. O inteligență, blândețe, bunătate, pot să aibă curaj, sau mă rog, în diferite, cum se cheamă, procente. Nu înseamnă că sunt perfecți. Dar închizii ăștia. Ei, și pe măsură ce îndeplinesc misiuni personale și întorc oameni la credință sau evoluează omul de lângă ei, primesc inclusiv ei daruri divine. Adică își redobândesc aripile. Adică la maniera... Știți că de sărbători se dea un film de, apropo de Crăciun, și acolo se spunea că de câte ori se aude un clopoțel înseamnă că un înger și-a recâștigat aripile. Nu știu dacă e așa, dar știu sigur că există ghizi care pot să-și redobândească aripile. Și aici era vorba tot de un ghid așa, lumea care vrea să se sinucidă și mă rog, îl face să nu se sinucidă, că îi arată lumea la viață dacă nu exista el și respectiv își dobândește aripile. Ei, cam așa e în lumea spirituală. Ghizii pot să evolueze inclusiv ei, învață inclusiv ei. Eu am un pic acces pe lumea asta și m-am mus pentru că la un moment dat, mă rog, murise tatăl meu și tatăl meu a fost un tip foarte haios așa, pus pe șotii. Și evident că la el la mormântare mi-au venit toți cele din mei pe care îi știa de pe la nunți, de pe la zile mele, mă mai știu ce ăștia care erau mai apropiați pe vremea aia. Și evident, un preot care era edem de familie și care mi-a fost și naș, pe care tata ținea foarte mult. Dom'le, înainte de mormântare, noi în capelă, părintele a început să strângă bancuri, că toată tata așa era, era cu bancuri.
Și noi muream de râs. Muream de râs. Nu se vedea ce vorbim, dar noi râdeam. În rest, deoparte erau rudele, deoparte. Elevii mei se uitau la noi, ciudat că noi râdeam. Dar tata nu a fost niciodată un tip foarte cu probleme relativ la moarte. Ei, eu având o relație pe partea cealaltă cu spiritele, când am murit tata, m-am trezit că mergea după mine. El fiind spion toată viața lui, cred că dacă eu să vadă ce fac. Că nu prea știa el foarte clar ce fac. Și eu, mă rog, când l-am dus la capelă, eu aveam seminar. Și eu m-am dus la seminar, că eu așa sunt. E ziua mea, e seminar, e sărbătoare. Nu-i nicio problemă, n-am. Astea sunt ca trei. Și m-am dus la seminar și sună fosta mea și zice, cum poți să fii la seminar când tatăl tău e aici, în capelă? Și zic, bă, femeie, tata e aici, vrea să vadă ce fac. El venise frumos la seminar. Dom'le, a rămas, mă rog, urmează judecata 40 de zile, pomeni la alat. Și a stat lângă mine la cabinet, nu exagerez, cred că vreo 6 luni, și l-am dat de spate. Și simt că nu mai e. Vă zic, dar unde e? Ce s-a întâmplat? O sunt pe soară. Și zic, băi, tu n-ai mai văzut pe tractul? Așa vorbeam. Stai, știi că e la mine. Ei, ei văd ce faci la valul lor, te ajută, pață. După aia să nu. Își mută. Își mută cartierele generale. Și așa sunt, așa se preocupă. Mi s-a întâmplat, de exemplu, la un moment dat să vină o tipă. Dumnezeu, când a intrat, mi s-a negrit camera. Și deci primul meu gând a fost să arde entitatea aia, nașpa, care era cu ea. Deci, mă rog, în momentul respectiv, în jurul meu, nu, stai! Ok, bun. Și începe să povestească că a avut un iubit care a murit și că tânăr 20 ceva de ani și că... Și, că... și evident că el era drăguțul. Nu era foarte înălțat. Am murit la 20 ceva de ani și știm un singur lucru de care nu se fusese sexul. Și a întuneric carabana, mă. Și ea și explică și cum să-l ajute să treacă în lumină. Deci, fără să mai întâmplă trebuie de viață. Să ai grijă de spiritele de mine. Adică asta e una dintre menirile care la un moment dat, pe măsură ce te deschizi către lumea cealaltă, vii peste tine. Că au nevoie de ajutor. Și atunci, ghizii ăștia poți fi ajutați. Și e un avantaj foarte mare, pentru că în momentul spre ajuți oamenii care au murit, automat ăștia îți rămân prieteni. Și îi văd altfel lumea cealaltă. Și văzând altfel lumea cealaltă, te ajută și au acces la care alții nu puteam să se gândesc, pentru că acolo e atemporal și orice gând rău despre tine, la un moment dat este înțeles. Și când este înțeles, vin și te învață și te ajută și te ajută ei. Asta e bine să aveți grijă de cei de dincolo. Că sunt rude, că sunt... Eu râdeam ca la oameni, ziceam că am mai mulți prieteni dincolo. Îi vorbesc foarte serios. În orice, îi crești și îi ajuți. Plus că evoluția lor, automat face să evolueze și omul pe care îl crezi, și pe tine, care îi ajută. Școala, să știți că dincolo e la fel. Exact la fel. Nu e altfel. Evoluează și ei. Înțelegeți? Și pot să evolueze foarte mult prin intermediul vostru. Și atunci, ca ei să aibă putere de la Dumnezeu, deci ca să aibă putere, există două moduri de să le dați putere. Unu, fie când vă treceți voi la liturghie, lumina pe care o primiți voi, automat o primesc și ei. Pentru protecția și îndrumarea voastră. Doi, când aprindeți lumânări, ei capătă putere. Când vă rugați, ei capătă putere. În momentul în care, eu știu, puneți o muzică de relaxare, vă duceți la un loc sfânt, la Arsenie Boca, la Cinca Veche, loc unde sunt moșii de sfinți, automat ei capătă putere. Deci tot ce faceți voi pe lumină, face ca ghizii voștri sau îngerii voștri păzători să capete lumină. Putere. Mai este modalitatea când, în momentul în care le dai tu lumină îngerului tăi, îți ai activa palmele, te-ai conecta la sursa de lumină,
și încep de astăzi învață la nivel de grad 3, da? Și le dau lumină ghizilor mei și se poate măsura cât sunt încărcați. Deci ei au o încărcătură. Sălile de lumină au o încărcătură. Ei pot să aibă o anumită putere. Și trebuie să aibă tot timpul putere ca să te poată ajuta. Ok? Iar puterea asta înseamnă, știți că lumină. Ai lumină, ai putere. Nu ai lumină, nu ai putere. La fel cum e pe întuneric. Dacă sunt cei care sunt pe întuneric, dacă au destul întuneric, au putere. Dacă nu au destul, nu au putere. Adică puterea este vorba de cantitate. Ok? Și atunci, a avea putere în lumină presupune să fiu încărcat cu lumină. Mergerii voștri au lumină pentru ceea ce faceți voi. Mergeți la slujbe ortodoxe, mergeți la locuri sfinte, vă rugați, postiți, primiteți lumină, mergeți la seminarii. Eu știu ce mai faceți voi. Faceți terapie pe voi, autotratament, automat o încărcați cu lumină. Lumina nu e a voastră. Nu e nici a mea și nu e nimănui. Lumina e a lui Dumnezeu. Bun. Da? Aici apare discuția între bisericile catolice și ortodoxe care spun că lumina este... Unii zic că lumina este doar a Dumnezeului Tată, alții spun că lumina este doar și a Maicii și a Fiului. Toți e proști. Lumea. Adevărul este următorul, că lumina este a lui Dumnezeu. Pe Trinitatea inițială era nedespărțită și Dumnezeu nu era, să zic eu, despărțit în femeie, bărbat, Dumnezeu Tată, Dumnezeu Mamă, și atunci lumina automat era o chestie intrinsecă. Așa cum e focul. Focul are și lumină, și căldură, și mișcare. Asta nu înseamnă că e o treime. Focul e foc. La fel e și cu Dumnezeu. Dumnezeu, lumina este a lui Dumnezeu și lumina necreată izvorăște din Dumnezeu primordial, care nu are gen. Sau ne cuprinde pe toate, ca să zic așa. Așa că și cearta asta între Biserica Ortodoxă și Catolică sunt de fapt. Ce sunt cei doi proști? Vârful reprezintă unul. Unul cuprinde tot. Tot nu înseamnă că. Da? Și evident, despărțindu-se, fiecare are lumina lui. Iar dacă e Solomon așa, Duhul Sfânt în ebraică este de gen feminin, deci lumina trebuie să fie principul feminin. Da? Asta e mai puțin acolo. Cred este că Dumnezeu gândește și cea care pune în aplicare este principiul feminin divin. Așa că, aviz amatorilor. Universul este... Universul material este creat în, adică, în partea de infinitate. Asta e altă. Bun. Și atunci, tot ce faceți voi bun, face ca îngerii voștri să aibă putere să vă îndrume. Ca să înțelegeți o chestie, există în Reiki o chestie foarte drăguță. Mâna mea să ducă acolo unde este mai multă nevoie de terapie, de energie, de putere. Ei, de asta poate să fie folosite și în alte domenii. Și la un moment dat, prietenul ăsta meu, că zice, băi, dragul, zice, vezi că pe piață, zice, că nu uza lui Tarkovski, mi-ar place să am și eu. Zice, bă, tot mă duc prin mall, hai că mă duc și ți-o caut. Ajung în mall, a Media Galaxy, din la mai peretele prin cu DVD-ul și între doamne, dacă nu uza lui Tarkovski, aveți, zice, nu, zice, hai că mă uit pe calculator, să uite, zice, mai avem una. Dar zice, să nu mă pune să o caut. Și cum să deam fața la vânzător și era standul, mă duc și zic, e asta? La care ăsta face ochii mari și se gândea. Asta îl bate joc de mine. Știa unde e. Dar nu știam unde e. Pur și simplu folosesc chestia asta cu mâna mea să ducă să pună mâna pe acolo unde este să fiu. Și merge intuitiv. Ce e? Dacă ghei să-mi caut cheile rațional, nu le găsesc. Dar dacă mă duc intuitiv, le găsesc. De asta de multe ori trebuie să învățați să folosiți intuiția. Intuiția este una dintre cele mai bune forme de manifestare. Trebuie să învățați să vă abandonați ego-ul, pentru că intuiția este mai utilă în devoție spirituală și chiar și în relaționare. În relații cu oamenii, de multe ori, mai bine să-ți folosești intuiția decât rațiunea. Ideal este să ajungi să le completezi, să lucrezi cu oamenii. Dar, până la urmă, deci aveți și cele două chestii. Care îți mai interesează? Seminarii. Aveți cu cine să faceți cu așa. Să puneți mâna să faceți autotratamentul, terapia pe ceilalți, cum se face terapia pe plante, pe animale,
cum se face curățarea mâncării, cum se face energizarea apei, pentru că toate lucrurile folosesc în emoțional. Asta este ceea ce o să învățați practic. Aveți, aveți cursuri filmate, aveți seminarii pe net. Tot ce pot să vă spun este că nu există o scuză că nu puteți să învățați sau că trebuie să vă țină cineva de mânuță. Am oameni care vin de afară și nu au urmărit decât LifeSpring și atât și ce era pe YouTube. Și vreau să vă spun că unii dintre ei sunt mai buni decât că din mai și de mei care stau lângă mine. Nu i-am. Adică aveți pe net la ora actuală, pe YouTube, ca emisiuni, pe LifeSpring, ca emisiuni, cărțile. Deci ăștia nu citiseră cărțile. Nu mai ne aveau în străinătate. Deci numai YouTube și LifeSpring. Atât. Cursul a venit și a luat inițierea, dar nu avea inițierea. Deci tot și înțeleseți să mergem de fapt de lumină. Băi, scuze. Și atunci, n-aveți scuze.
spui, tocmai de asta e minunat. Adică într-un spațiu relativ mic, coexistă simultan spirite de toate nivelurile, la toate nivelurile, din toate celulele. Și tocmai de asta este atât de complex. Pentru că permite interacțiunea a spiritelor de diverse vibrații. Dacă universul ăsta vibrațional este făcut pe o scală și fiecare corespunde, fiecare individ și spirit corespunde a unei scale, pe planeta Pământ coexistă simultan toți. Și de asta este viața atât de diversă pe planeta asta, pentru că fiecare are lecțiile lui, școala lui, frăția lui, modului de gândire, modului de reacționare cu ceilalți. Păi, asta nu s-ar putea dacă n-ar fi fost creată, nu este creată planeta asta. Și planeta asta este așa, pentru că așa s-a hotărât Dumnezeu să fie. Sunt convins că fiecare dintre voi a avut la un moment dat impresia că planeta asta e greșită, nu? Sau că a greșit planeta. Când s-a născut. Că n-ar trebui să fie aici. Și că ce caută el pe planeta asta? Că e în fond, el e mai bun decât ce se întâmplă pe planeta asta. Și în mare parte există un adevăr. Dar mai fă ceva. Nimeni nu se naște dacă nu trebuia să nască. Și nimeni nu se naște din greșeală. Și nimeni nu se naște întâmplător. Și nimeni nu se naște din părinții lui întâmplător. Chiar dacă unii au senzația că au greșit familia. Sau că au greșit copilul. Nu mi s-a întâmplat, bă, parcă nu-i avea. Bă, parcă cred că l-am greșit undeva la naștere. Cred că am luat alt. Bun. Și aș vrea să plec puțin de la următorul aspect. De la crearea Universului. Ca să înțelegem de fapt ce înseamnă modul temporal. Când credeți că a apărut primul nod temporal? Greșit. Nu. Este fondul. La un moment dat aveam o discuție cu cineva, știi? Și era vorba de un băiat care, mă rog, divorț, l-a luat tatăl, l-a furat mama, mama îl cam bătea, a fugit de acasă, a ajuns la orfelinat, s-a dus pe sub poduri, a intrat în lumea interlop, a făcut multe belele și la un moment dat îi luam apărare. Un drăguț, a avut o viață grea, dar care, respectiv de ce zice, băi, zice, nu e așa. Zice, îl știi pe? Da, ăla e un fan. A crescut la casa de copii. Dar știi pe? Ăla e un fan. A crescut la casa de copii. Dar trebuie să fie toți diplomați. De carieră, cu familie, cu copii, cu plecări străinătate. Și zice, ceea ce ne face pe noi să fim alții, să avem altă viață, este osul, nu osul, ci între ghilimele, felul nostru de a fi. Felul nostru de a fi ne determină viața. Asta vreau să ținem minte. Nu viața ne determină pe noi. Indiferent cât e de grea, să știți că motivul pentru care o luăm este pentru că noi atragem. Bun. Eu răspund oamenilor așa. Măi, te-ai trezit într-o închisoare. Cred că cam așa e când te trezești, nu? Din punct de vedere spiritual, wow, ce caut eu în zonă. Dar mai întâi de tot, decât să stai nemulțumit că ce caut eu aici, nu mai bine aflu care-i scopul și durata vizitei, unde se, cine se ocupă cu ce? Cu contrabandă, care bagă țigări, care știu și eu, nu? Cum pot să fac rost de una, de alta? Așa e și în viața asta.
trebuie să înțeleg principiile. Ne naștem fără să înțelegem principiile. Și la un moment dat dădeam vina pe părinți. Că părinții, că nu ne-au făcut, că nu ne-au dat. După aia, m-am dus mai departe și m-am uitat la bunici. Băi, erau mai dezastru. Și atunci m-am dat seama, mă, ăia erau dezastru. Părinții au fost un dezastru mai mic. Da? De ce? Pentru că au mai învățat câte ceva. Dar nimeni nu i-a învățat nici pe ea să-și crească copiii, nici pe părinți. Că nu știau. Eu au crezut. Știți genul ăla de părinți care spun, oricum nu ești bun de nimic. Ei au impresia că te impulsionează, că te împinge de la spate, că te motivează. Și când spune niște capace, dar așa au crezut ei. Dar e de unde să știe, că pe atunci nu a apărut psihologia și nici și programe motivaționale, nici... Nu știam eu. Ei ziceau că dacă practicau o psihologie inversă proastă, te și motivează. Nu. Și atunci am realizat că problema nu e a lor, problema e a noastră. Că, dom'le, hai să vedem ce au făcut. Hai să vedem. Păi, dar tu n-ai să știi că ești prea mic ca să-ți dai seama că e un program. Te-ai dai seama că ești mare. Ce efecte are? De obicei îți dai seama când îți spune cineva. După ce o furi. După ce o furi. Nu înțelegi de ce te oprești, știi? Când trebuie să mai treci linia de sosire, te oprești. Dar de ce mă opresc? De 10 ori, de 15 ori, începi să-ți dai și tu seama că ceva nu e. Și atunci, problema nu sunt părinții. Problema nu sunt bunicii. Problema suntem noi. Să descoperim care e calea cea mai bună, apropo de propria noastră evoluție și de evoluția altă. Așa se și cu Sfinții Părinți. Ei au scris ce au crezut ei. Și au crezut multe. Și multe sunt bune, dar sunt și multe proaste rău. Și vă dau un exemplu. Mie îmi place să fac asta. E partea mea, aia de umbră. Îmi place să găsesc defecte în lucruri care sunt considerate perfecte. Dar asta dintr-o, doar din dorința de a o îmbunătăți. Nu mai trebuie să fac. Deci, ideea e felul următor. Zice Ecleziastul și de asta s-au bazat toți puznicii. Totul e deșertăciune. Deșertăciunea deșertăciune. Corect? Sau n-aș fi decrezia asta. Bun. Dacă mai iau că totul e deșertăciune, deșertăciune înseamnă că trupul e deșertăciune, femeia e deșertăciune, viața e deșertăciune, lumea e deșertăciune, banii sunt deșertăciune, Dumnezeu e deșertăciune. Și atunci, de fapt, afirm că Dumnezeu e deșertăciune. Și mă rup de lume, mă rup de viață, mă rup de trup, mă rup de tot și nu iubesc nimic. Și, de fapt, mă interiorizez că a fost o bună perioadă de timp care a folosit treaba asta, pentru că i-a dus la interiorizare. Când zici că totul e deșertăciune, unde te duci? Că pe interior. Corect. Dar e o falsă idee asupra realității obiective. Asta e lumea pe care avem tot. Și înseamnă, de fapt, o negare a cui? A tocmai ce am spus al lui Dumnezeu în manifestare. Și atunci e greșit. Poate că a fost bună pentru puznici să se interiorizeze, să se detașeze de lume, de viață, de sex, de mai știu eu ce. I-a dus la interiorizare, corect. A fost bună pe moment. Dar vreau să spun că toți ăștia care s-au interiorizat atâta dată, că de-aia am pus pe net și au considerat că totul e deșertăciune, să nasc acum ca să-și ia neveste. Ca să vadă cum e cu deșertăciune. În casă. Ați înțeles? Și atunci e greșit. Înseamnă o negare. Înseamnă o negare a realității. Înseamnă o negare a valorilor lumii. Când mă refer la valorile lumii, nu mă gândesc că, eu știu, Mona Lisa e nu știu câte milioane de euro. Nu. Mă refer la valorii lumii care trăim. De ce? E vorba de potențialul pe care îl oferă lumea materială. Și pe care trebuie să spun că nu-l folosiți cât trebuie. Lumea vă oferă un potențial inestimabil de experimentat și de învățat. Iar voi, pentru că vă convine o stare călduță așa, că de-aia spunea Hristos, vă fiuți ori cazi, ori veci. Voi nu experimentați. Și neexperimentând,
Asta este altă problemă pe care teratopeștii îi spun, frica de a păcătui. O voi efecte să nu păcătuiți. Și atunci nu experimentați și nu trăiți. Adică, am ajuns să fim niște morți vii. De frică să nu greșim. Frica de a nu greși este mai periculoasă decât greșeala însăși. Nu mai condiționați și nu mai judecați prin intermediul greșelii și a păcatului. Gândiți-vă ca experiment. Dacă gândiți ca greșeală și păcat, o să aveți greșeli și păcat. Dacă gândiți ca experiment, o să evoluați. De ce? Am făcut o prostie. Perfect. Dar din asta am învățat ceva. Dacă am învățat acel ceva, nu o să mai repet. Deci la revedere, m-am rupt de păcatul respectiv, de acea greșeală. Dar dacă eu îmi doresc să-l fac, e degeaba. Știți că la un moment dat ajung la spovedit într-o mănăstire. Se numea, e mănăstirea Clopăciou, lângă Slatina. Și acolo era un preot foarte mult, chema Părintele Visarion, unul dintre Sfinții României, dacă vreți să știți, dar pe care știe foarte puțin lume. Și omul ăsta avea un program extraordinar. Începea programul pe la ora, nu știu, cred că 5 sau 6, dimineața începea slujbele de putrenie, de liturghie. După aia începea spovedania, făcea vecernia, făcea și miez noptica și se culca. Cam asta era programul lui în fiecare zi. Mă rog, și am fost la spovedit, na, și când stăteam eu pe pol acolo, că trebuia să stai 3 zile să spovedești. Adică te duceai, îți vei frumos vacanță. Și stăteai la rând, că venea lume din toată țara. Și acolo avea dormitoare comune, pe bărbați și de femei, da? Și stăteai acolo 3 zile, te supuneai regulilor mănăstirii și te spovedeai. Spovedarea durea 2 ore. 2 ore în care stăteai în genunchi. Când te coborai, când te ridicai, erai în bază. Dar oricum, după ce plecai acolo, erai ca la, cum să zic eu, ca la nufă. Eu vorbesc foarte serios. Apucasem să acumulez ceva ca să-mi dau seama. Ei, și la un moment dat, pe perete avea o pildă. Pilda era următoare. O măicuță s-a îndrăgostit ea de un bărbat. N-a putut să fie cu el, că mă rog, nu știu din ce cauză. Și atunci de supărare s-a dus în mănăstire, s-a văzut căruveniță și a murit fecioară în mănăstire. Și nu s-a mântuit. Bă, cum vine asta? Adică după ce ieși și fecioară, te duci și în mănăstire și nici nu te mântui, păi unde-i ghișeful? Și vreau să spun că mi-a rămas în cap și mi-au trebuit 20 de ani, nu 20, 15, să mă duc să fac psihanaliză. Să înțeleg că, de fapt, ceea ce este în interiorul tău, ca dorință, rămâne. Și că degeaba nu faci dacă îl dorești. Mai bine nu faci. Mai bine nu dorești. Da, mă, nu există că mai bine nu doresc. Ori doresc, ori nu doresc. Dar dacă ai dorit, s-a încheiat. Mai bine îți pare rău. Dacă ai dorit și ai experimentat, s-a încheiat. Dacă ai dorit și ai experimentat, s-a încheiat. Dar dacă ai dorit, nu s-a încheiat. Adică, și ideea este felul următor. Tot ceea ce vă doriți, că asta e problema voastră, eu nu am o problemă, pentru că dacă doriți și vă experimentez, că asta e, eu am înțeles. Deci, tot ce îți dorești și n-ai făcut, te întoarce pe pământ, domnilor și doamnelor. Adică, e foarte simplu, nu zic când îți spate, să nu vreau să deranjez pe Domnul, dar dacă îți place ciorba de burtă și nu mănânci, că-i post, după aia tot mănânci. Că îți place. Și atunci când mori, tot te întorci. Că îți place să mănânci ciorba de burtă și tot te întorci. Ați înțeles care este principiul dorinței? Ori marea majoritate a problemelor care apar, știi? Și apropo de tot ce apar ca păcate și mai știu ce, sunt de fapt frustrări. Dorințe reprimate. Reprimate. Da. La un moment dat, există, știți că există o ceva ce a zis Hristos și care demolează orice lege divină care a apărut? Am o prietenă care este judecător. Mai mare așa. Și într-o zi mă duc. Zic, măi, doamnă, zic, explică și mie ceva. Că eu nu le-am pastrat. Mai mă uit și eu pe la filme cu avocați, dar nu le știu așa.
Și explică și mie o chestie. Dacă o lege are foarte multe excepții, mai e valabilă? Stă, se gândește, zice nu. Nu? Bun. Și atunci, și mai e o problemă. Asta e una. Și a doua. Spune la un moment dat Hristos. Și am stat să mă gândesc, mă, ce vrea să înseamnă asta? Și vorbea cu rabinii. Și le zice, vai vouă celor care a spus pe umei oamenilor poveri pe care nici măcar voi nu le puteți duce. Unu, ei le-au pus, nu le-a pus Dumnezeu. Și atunci, tot ce e, știți, Pidalionul? Vă recomand Pidalionul. O să vă ia până să înțelegeți. Sunt păcatele spuse de la apostol până încoace. Și dacă ar fi să judec din punct de vedere psihanalitic, toți sunt niște frustrați și nu au nicio legătură cu iubirea lui Hristos. Și o să vă spun de ce. Printre păcate, nu o să vorbesc de ele, o să vorbesc doar de unele, apare magia. Și la mine, la un moment dat, vine o tipă. Și ce domnul doctor știți de ce am venit? Că nu pot să mă la pop. V-am văzut că a scris ceva despre, apropo de pus menstruație, mâncare. Și eu am făcut asta. Dar sănată tipa. Nu că îmi place de ea, vă spun, o să vedeți. Și zic, că mi-am apucat râsul și zic, da, de ce? Păi zice, am un prieten care când a citit cartea a zis, ce prostie asta, că așa ceva nu se poate. Și mi-a zis, las că-ți fac, o să vezi. Și zice, și pentru că nu mă pot să spovedesc la popă, mă dea afară. Am venit să mă spovedesc la dumneavoastră, că înțelegeți. Și zic bine. Deci vreau să spun că a crescut atât de mult încât, mă rog, ea e cu mână, cu posturile, cu acum, cu de toate. Nu. Nu. Nu mai au și pe aia un post, nu, postul pesc. Bă, copii, păi dacă luați zile din calendar, cu roșu, posturile, cuantificațiile și vedeți câte zile fără duminici, fără sâmbete, că sâmbătă e pregătirea pentru duminică, fără marți și fără joi. Și atunci se nasc mai demoni așa. Atunci, dacă sari marțea, joia, sâmbătă și duminica, lunea, miercurea, că e post, atunci s-ar putea să dispăresc ca și nație în următorii 20 de ani. Așa că nu e chiar așa. Asta sunt povești și prostii. Da? Atunci, orice lucru trebuie adaptat la om. Unul ține post, unul nu ține. Ea e frigidă. Tu postul pezi, nu. Ba mai și zice. Să zicea ca și zice. N-am voie să, că... n-am voie că e post. Oh! Mi-a mai făcut mie o doamnă așa. Mi-a făcut inițiere și spunea, băi, timpul după inițiere, vede și voi cu sexul, mă rog. Să zicea ca să vină bărbatul de sine cu el, doamne, că așa mă dă la 21 de zile după inițiere, n-au voie să facă post. Dar era ea care a zis că este un motiv să nu facă. Și evident, dar deja nu era de bine. Sau la un anorexic. Tu, carne, nu? Nici ouă, nici brânză, nici lapte. Adică, eu mă adaptez omului. Sunt oameni care, da, trebuie să țină post, că au de învățat ceva din treaba asta. Sunt oameni care nu trebuie să țină post, pentru că au altceva de profund. Nu toată lumea trebuie să țină post. Dar asta trebuie să înțelegeți că nu legea este făcută, nici nu omul e făcut pentru lege. Și fiecare trebuie să facă ceea ce consideră că e bine pentru el. Mă rog, el împreună cu momentul duhovnicul lui cine îl învață. Pentru că, până la urmă, în momentul în care vor, din punct de vedere spiritual, sau te învață cineva, se asumă să te ducă de mânuță până la. Eu nu zic nici căcă, nici căcă. Deci e bine ținut postul, e bine să țineți postul, e bine să cereți. Deci dacă țineți postul, de postul Crăciunului se suplimentează misiuni personale. Deci, cel care suplimentează misiunile e Hristos, da? E Mântuitorul. Și atunci, țineți postul, puteți să cereți. Diverse. Da? Oamenii pe care nu știu că pot să ceară. Poate aici e discuția. Ar trebui să cerem mai deci, multe. Deci, e bine să ceri, dar e bine să știi și ce să ceri. Adică,
Eu sunt pe principiu că e bine să ceri. Eu știu, evident, înțelepciune. Dar, și mai avem o problemă. Mulți care se nasc au o problemă relativ la bani. Da. Foarte mulți au problemă relativ la bani pentru că tot așa s-a propagat greșit ideea de bani și ideea de bogăție. Toată lumea a reținut doar că Iisus a spus mai ușor e camilei să intre prin urechile acului decât bogătașul și să ajungă în împărăția celor. Dar nu se pune de bani. Nu se înseamnă că banii sunt problema. Problema sunt atașamentele noastre față de bani. Nu banii. Adică, pentru că există pilda lui Zaheu, în care Zaheu spune, îi spune o să dau un plătit tuturor celor care le-am greșit. Și după aia jumătate din averea mea o dau săracii. Și ăsta să mă gândesc, bă, că aș vrea 3 miliarde de euro. Dacă dau un plătit, scad un miliard. Și dacă mai dau jumătate, rămân cu un miliard. Nu? Bun. Și după aia știți ce spune Hristos? Astăzi s-a făcut mântuire în casa lui Zaheu. Deci nu că Zaheu s-a mântuit. A zis că Zaheu și-a mântuit tot neamul. Cu banii aia care i-a dat. Și atunci îmi dau seama de importanța banilor. E pilda talanților. E pilda, sunt multe, e pilda Sfântului Vasile cu viața care a trebuit să plătească ca să treacă Teodora, să treacă de vamă, unde s-a oprit. Adică banii ca manifestare în planul fizic sunt foarte importanți. Ei sunt banii ca manifestare în plan spiritual. Depinde ce vrei tu să faci cu ei. Poți să-i folosești să te mântui sau poți să te folosești să te damnezi. Dar problema nu sunt banii. Problema e ce fac eu cu ei. Și atunci, plus că banii ce sunt? Energie. Și atunci ce sunt? Dumnezeu. Și nu manifestare. Și atunci dacă nu iubesc banii, pe cine nu iubesc? Pe Dumnezeu. Asta încerc să vă explic. Tot ce ține de asta, de fapt, este Dumnezeu manifestare. Raportarea mea la ei poate să fie greșită. Raportarea mea la bani poate să fie greșită. Nu ei sunt o problemă, ci modul cum mă raportez eu la ei. Că dacă n-ai bani, nu poți să construiești nici mănăstiri, nu poți să ajungi nici săraci, nu poți să ajungi nici genii, nu poți să faci nimic. Îmi pare rău. Banii sunt necesari. Sunt necesari să faci bine. Pot fi folosit să faci rău. Evident că există o diferență între bani. Că știți că asta se știe la nivelul am un amic care are casă de amanet. Și la un moment dat, evident că rămâne cu aurul ăla, aurul ia, topește, face nigou și îl vinde. E o bursă, în Germania, nu știu cum. Oricum se duce să vândă aur. Asta. Și la un moment dat mă întreabă. Ce părere am despre aurul vostru? Ce vreau să spun. E vorba de un aur obținut dintr-o țară din asta bananieră, unde se omoară ea pe capete și vând aur ca să-și cumpere arme. Deci vreau să spun că aurul ăla nu este acceptat nici măcar de mari bijutieri sau mai știu eu ce, pentru că se socotește că este murdărit de sânge. Și nu poți să-l speri, nu poți să-l cureți. Are impregnată energia aia și nu mai poți să-l cureți. Și atunci, ăștia care știu și se ocupă și bijutieri, știu foarte clar de unde aur, să nu fie aur roșu. Să nu l-ar vinde. Nu l-ar vinde. Nu l-ar vinde. Dar nu îi pun pentru business-ul lor, că nu are lumină. Aurul este o energie care are lumină prin ea însăși. Aurul este lumină condensată? Este. Și atunci aurul roșu este întuneric? Eu zic că e lumină murdărită. Puțin mai mult. Așa se pune problema. De asta vă zic, e important și ce se face cu respectivul lucru. Tot universul ăsta este energie. Da? Și am să spun ceva, că cunoașterea asta a depășit cu multe limite. Nu o să dau nume, dar la un moment dat am fost în Paris. Și evident, eu mă omor după mers prin magazin, dar am ajuns și într-un magazin de parfumuri. Și am rămas frapat de lumină care e așa din magazinul respectiv. Și mă apuc și scot ansa, că eu cu ansa la mormântul sfânt, peste tot.
Și scot asta și încep să măsori. Iau parfumurile la rând, EBF-uri. Ce mai aveam eu, ce era mai nou, ce mai scoseseră ăștia. Mă rog, și găsesc niște valori. Vine în România. Și același parfumul, aceleași firme, EBF-uri mai mic. Cu 200. Adică diferență. Și asta se știe deja ce înseamnă ca vibrație. Că parfumul fiind făcut din esență de flori, are altă valoare spirituală. Este ca și mirul. De la mirul de mirul, mirul în realitate, este făcut din esență de flori. Nu vrei tu la Hristos să ajungi. Tot o globalizare. Că, Odin? Tot o globalizare. Da, bineînțeles. După aia, e clar că mai e nevoie și de altceva. Vreau să vă spun un lucru. Când vă e rău, unde vă duceți? La doctor. Mergeți la doctor. La doctor. Mergeți la farmacie. Nici măcar la doctor, la farmacie direct. Așa, corect. Bun. Și atunci, n-a pierdut ceva pe drum creștinismul? N-a pierdut exact vindecarea cristică? Voi vreți să vă spun ce făcea omul când era bolnav înainte de Hristos? Se ducea la rabin. Hello, vorbim de partea noastră. Se ducea la rabin. Nu se ducea și tăia pentru păcate porumbei, miei și mai știu eu ce? Și îl dezlega rabinul? După ce îi vindeca Hristos pe oameni, nu spunea duceți-vă și faceți ce aveți de făcut la rabin? Deci până și la respecta legea. Dar dacă ăștia nu mai știe, cine e de vină? Eu mă amuz. Ei fac catedrală Mântuirii Neamului. Foarte bine. Dar cine o să facă terapie acolo? Mi-a uitat o domnul. Zice, Dragoș, am cumpărat 10 hectare să facem cea mai mare clinică din Europa. Unde? În Nord. Adică în București, în Piper, acolo. Deci în... Zic, foarte tare. Și cine o să lucreze acolo? Eu? Și cum ai cine? Păi n-ai și tu prieten? Bă, da, am vreo 3, 4. Pe 10 hectare? Să ce? Să ne plimbăm? Să ne plimbăm. Mă, până trește mari și eu cât mai am de învățat. Noi rețete mai avem, dar mai vedem rețete. Da. Deci, cam așa se funcționează. În altă lume de idei, eu nu cred că tot ce aduce conștiința, știți, din perspectiva asta, eu apreciez Biserica Catolică. Biserica Catolică este biserica care verifică tot ce apare. Tot. Are oameni specializați în orice. Și pentru că are oameni specializați în orice, poate oricând să pun să manifeste, adică să spună un punct de vedere care să fie și pertinent, nu cum fac ăștia de la Mănăstirea Silvestria, apropo de transplant cu acordul duhovnicului și nu mai știu ce gărgăuri aveau și ce prostii spuneam. Adică, să vă zic eu, dintr-o anumită perspectivă, tot ce a apărut, a apărut ca o necesitate. A apărut ca o ca o reacție la lipsa de preocupare și de eficiență a bisericii. De asta apăru și vechi. Cât vă mai duce să vă vindece popa? Vreun. E nici mască mai știu să fac. Nu știu să fac o mască. Deci, auzi, totul nu constă în a citi cartea din mantru, că asta pot să o citesc și eu. Totul este în a deschide dimensiunea către Îngerul care a vindecat la momentul respectiv. Că vindecarea nu le făcea Hristos, le făceau Îngerii Vindecători care se manifestau prin ei. Cum era Îngerul care tulbura apa. Da? Bun. Ei, ce mai știu să deschide dimensiunea către Îngerul respectiv? Păi nu e cine știe ce, dar nu mai știe. Dar mai știu niciun sau... Și eu, sincer, n-am văzut unul, să știi. A fost, părintele, acele blocare. Fost ailele. Și atunci,
Totul a apărut ca o reacție la tot ceea ce nu poate să ofere biserica. Ție rău. Unde duci? Păi dacă vă spun, deci a venit, era medic. Și vine unul, frate, sunt student la teologie, trezire spirituală, o criză din aia așa, și l-aduce la spitalul nou. Și ce faci cu el? Păi zice, e bolnav. Și aici vrei să faci bine? Dar de ce nu duci în biserică? Că auzi că nu se ocupă de el, că asta e de doctor. Adică, un om care se trezește spiritual, care e posedat, nu e de biserică, e de doctor. Dar nu ți-ai ce e de biserică. Înainte, în afară de luat șpagă, altceva, ce mai e? E de biserică. Deci aici se pune problema. În cauza faptului că ei nu pot să, și nu mai știu să facă nimic practic. Ce? Că crezi că eu am nevoie de biserică să ce? Să-mi facă botez și să mă cunune? În jurul meu pot să-mi fac sub cerul liber, nu am nevoie de popă. Și avea nevoie de popă când mi-e rău, când e rău copilului, când e rău omul. Da, am nevoie de popă. Dar așa, să-ți ia banii pentru ce vezi tu slujba? Și atunci, e necesar, din păcate. E necesar. Se primește. Deci botezul rămâne botez. Coborârea Duhului Sfânt de la taina cununiei rămâne. Corect. Dar, mă rog. Din păcate. Și cei care nu se botez, nu au niciodată încercătitor. Au. Orice om are un încercătitor. Indiferent de religie, oamenii au și un încercătitor. Dar nu te botez niciodată. Păi nu te botez. Nu, ești Dumnezeu. Ești creația Lui. Păi oricum ești creația Lui. Deci automat ai un înger păzitor ca și creație. Pe așa ai făcut omul. Să aibă și înger păzitor. Și ce dacă nu înseamnă că nu am înger păzitor? Nu înseamnă că nu se mântuie și nu înseamnă că nu evoluează. Și nu înseamnă mult. Ba din contră, unii dintre ei sunt mai bine decât mulți creștini. Deci atunci slujbele și darurile și asta ne ajută sau nu ne ajută? Ajută, n-am zis chiar așa. Nu vorba chiar în darul ăsta. E vorba de extreme, de boli. Da, te ajută să te ducă un pic pe aia. Când e vorba de ceva acut, ceva... E utilă și rugăciunea personală, dar nu... cum să zic eu? Câteodată, când apare boala în plan fizic, energia care a dus la boala respectivă este atât de mare încât nu ajunge să fie toată noastră. Bună, e mai adânc, trebuie mai mult, trebuie puterea unui preot, trebuie puterea unui episcop. Ei sunt episcopi. Bun. Știți că episcopul ar trebui să fie o persoană care a trecut peste o anumită dimensiune a răului? Și atunci, trecând peste anumită dimensiune a răului, ar putea să facă anumite tipuri de vindecări. Și ce fac? Eu vezi un episcop ajutând oameni? Punând mâna pe oameni și vindecând. Hai să zicem, preotul e mai mic. Bun. Da, episcopul. Și dimensiunea spirituală e foarte mare. Un maestru rechi are 10 ghizi. 10! Un pop ortodox are 1500. Indiferent de unde provine? Indiferent. E o diferență mare. Și nu pot să zic nimic din anul care l-au făcut. Mai folosesc, mai folosesc. Cine? Sunt preoți duhovnici foarte buni. Mai există. Dar nu, noi putem întâlni pe toți, dar există. Când, atunci când știu avem că și sunt, noi dar, acea... Bine, și acum... Vine, nu numai dar vreau să spun, dacă zice cineva, știi, uite, aș avea nevoie de un preot, nu știu, de habar, dacă mai pot să zic pe cineva. Nici nu mai știu, dar nici nu. Mai aud pe acolo câte unul, pe da, acolo da, câte da. Unul. Destul de rar și nu când îi căutăm. Îi găsim atunci când când ne ajută și... Dumnezeu. Exact. Dar până și asta, se pune problema de limitarea lor. Ei se autolimitează. Da. Foarte mult. Primesc mesaj pe Facebook la un preot. Dacă nu vreau să-l ajut cu parohia lui. Și zic, frate, că până la mine înveți. Îți arăt cum se face terapie și nu o să mai nici nu știu că o să ai cât de oameni pe care trebuie să-i ajut. Și o să ai și bani pentru parohie. Nu mai răspund. Deci nu nimic. Deci cu tot ce știe el, cu tot ce are el de la Doamne, Doamne, aia, și cu crucea, că mai am elevii ultra-ortodoxi. Și elevii mei ultra-ortodoxi fac ceea ce se fac cu toate singure, dar doar cu ajutorul crucii. Așa învață școala, nu sunt ei de vină. O să iau... Hello! Eu am creier. Da.
De-aia mi l-a dat Dumnezeu. Și atunci, eu pot să-mi iau niște decizii și pot să înțeleg niște lucruri. Deci nu pot să dau vina. Școala e de vină pentru ce s-a întâmplat. Nu dați vina pe mama, eu sunt nesimțit așa. Mama m-a educat drăguța de ea, dar n-a ieșit. Nu a ieșit. Înțelegeți? Nu puteți să dăm vina pe părinți pe cei 7 ani de acasă. Mi-au dat drăguții de ei, dar n-au reușit. Dar și părinții noștri eșecuri. Înțelegeți? Nu pot să dau vina. Adică, bine, am avut meciuri cu preoți foarte drăguțe. Adică, s-a întâmplat să... Bine, să dă vina pe mine. Adică nu-i de vină totdeauna. Și atunci s-a dus niște doamne la spoveni și bine că eu eram de vină. Și preotul respectiv, preot de mănăstire, mi-a dat-o în toate felurile. Mă rog, de câțiva ani a fost un meci din ăsta non-stop. Dar la un moment dat, când există un click. Și-a dat seama că, de fapt, eu nu am. Nu sunt eu vinovatul. Și atunci am devenit cei mai buni amici. Dar până atunci am fost... Că așa se întâmplă. Și Dumnezeu câteodată îmi dă-le, pentru că nu vor să învețe cu bine, le învață cu jau. Și câteodată te pune Dumnezeu în opoziție cu ei, special ca să le arăți că, uite, mai sunt și alții. Și tu, bă, nu ai. Și nu am cutru, pot trebui să... Ideea e în felul următor, dacă ortodoxia nu integrează cunoașterea din psihologie de la ora actuală, din tot ce înseamnă energie, terapie energetice, se duce pe popor. Pentru că primul moment de ce nu duc la biserică? Dă-mi un exemplu. Mă întâlnesc cu Dumnezeu unde? Mă întâlnesc și acasă. Când nu duc la biserică. Dacă am acces la mine, trebuie să mă împărtășească ei. Dacă pot să vorbesc cu Hristos, am vreo treabă cu biserica? Nu. De ce aș avea nevoie? A, de cineva cu care să vorbesc. Păi dacă tu știi mai puțin decât mine, ce să caut? Să te învăț. Perfect, atunci vină tu la mine. Nu mă duc eu la ea. Eu nu zic că nu sunt oameni la care aș vrea de învățat. Ba da, clar. Da. Adică, și eu am încercat să le explic pe noi. Și eu, la un moment dat, o să înțeleagă. O să înțeleagă pentru că n-au un control. Adică, chestia cu că au început și catolicii să facă exorcizări și la așa, nu știu cum, este de fapt o formă de readaptare. De reînțelegerea lumii. De nevoia omului. Omul s-a dus prima oară, deci a fost la biserică, s-a dus către medicină, a dat de limitele medicinii, s-a dus către alte lucruri, da? Și atunci îi pierzi. Eu fac reiki, da? Fac un reiki ortodox. Da? Ați văzut că toți liturghii și aia rămân ca formă de plată carnică, sau mai știu eu ce. Da, cei care se duc și rămân în partea aia, s-a încheiat. Nu, e o pierdere. E o pierdere pentru Dumnezeu. De asta, părerea de sus de orice. Revedeu. Să faci voia lui Dumnezeu, oricare ar fi. Îți dau mai multe căi pe care poți să te înalți? La început, da, ai mai multe căi, după care devin din ce în ce mai puțin. Adică, în perspectivă, știi cu cât urci multele, din autostradă se transformă într-un așa, cu două benzin, două benzin, două, și după aia până ajunge că rar. Cu cât urci, cu atât drumul devine mai îngust. Dar, vă spuneam ca formă de verificare. Aveți sfinți, aveți locurile sfinte, aveți, cum se cheamă, portalurile. Da, portalele, portalurile, aveți și încă, aveți multe zone. Acolo vă duceți și când aveți, vi se pare că aveți un gând care e prea și bubăt sau nu credeți ce a spus altcineva, vă duceți și verificați. Există un psihanalist care a spus, e un psihanalist care a scris despre funcția orgasmului. Vreau să spun că multe din chestiile legate de sexualitate le-am găsit din el și s-au verificat în practică, apropo de practica terapeutică, îl chema Wilhelm Reich. A fost internat într-un ospiciu la sfârșitul vieții. Dar a fost internat într-un ospiciu și mie mi se fâlpă acum că nu mai am probleme. Pentru că a zis că Universul a apărut în urma unui mare orgasm cosmic. Da! Da. Și problema nu este a lui, a lui Wilhelm Reich care a spus asta, ci a bisericii, că e greu să accepte treaba asta. Da? În realitate, omul e mult mai complex decât pare.
Și fiind mult mai complex decât pare și existând microversuri, microversuri, universul este un pic altfel. Îmi pare rău, dar toți proveniți dintr-un ou al tatălui vostru. Da? Este? Aveți o legătură cu un ou?